Președinte Cornel Vadim Tudor, ce părere aveți de această bâlbâială? Am în mână legea fundamentală a acestei țări, Constituția României, care la articolul 30, alineatul 2, stipulează cenzura de orice fel este interzisă. Degeaba încearcă ei să dreagă Buşoiocul acum, viciu e în mentalitatea lor. Îi deranjează foarte tare că se află ce mașinațiuni fac. Nu că se divulgă ceva din dosar, că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la suprafață ca un delemn deasupra apei. Îi deranjează profilactic ce mai pot afla ziariștii despre șpăgi, despre jefuirea avuției naționale, despre cârdășiile transpartinice. Vreau să te rog să mă crezi, dragă Rareș, că eu știu ce înseamnă cenzura. Pe pielea mea, în aprilie 84, rabinul Moses Rosen, Dumnezeu să-l ierte, și cu președintele Consiliului Mondial Evresc, Edgar Bronfman, o forță colosală, pe locul unde e Elie Wiesel acum, s-au dus la Ceaușescu în audiență și mi-au reclamat cartea faimoasă de acum, Saturnalii, carte de versuri în care l-a apărat pe Mihai Eminescu. Și ea s-a retras din librării și din biblioteci, s-a dat la topit. Și am fost interzis atunci aproape 9 luni de zile. E dureros ce a fost în sufletul părinților mei, în sufletul fraților, surorilor, apropiaților mei. Nu doresc nimănui să fie victima cenzurii într-un stat care ar trebui să fie un stat de drept. E o gafă monumentală pe care a făcut-o Victor Ponta personal, mai ales că el este jurist, el e procuror. Cum pot doi juriști, un avocat, Șerban Nicolae, pe care nu-l credeam, posesor de ochelar de cal, nu se poate. Tu ziceai că e copilul de suflet al lui Ion Iliescu. Asta înseamnă că ești optimist. Când l-am pușcat pe Ceaușescu, Iliescu avea suflet, da? N-a avut suflet. El a pripășit toate mafiile, toți Fatih Taheri, toți Omar Haisami. Vorbești nu cu un candidat la președinție, cu un om care pentru 2 ore a fost președintele României în acea seară de decembrie 2000, când la trezirea din Viena s-a anunțat nou președinte al României este tânărul scriitor Vadim Tudor. Dar a acționat mafia. Și mafia sondajelor acum, eu ieri am trimis la Laurei Crăduța Chioveși o plângere penală împotriva principalilor directori de așa zise institute de sondare. Niște firme de bucătărie sub scara de bloc. Pentru obținerea foloase necuvenite, ei primesc între 20.000 și 200.000 de euro pentru difuzare de informații false și pentru constituire în grup infracțional organizat. Pentru că sondajele false reprezintă uvertura fraudei. Acum toată lumea știe că bătălia se dă între Ponta și Iohannis. Dacă s-ar spune românilor adevărul, veți vedea că ei sunt sub mulți dintre cei prezenți pe acest platou. Măcar noi n-am fost la putere. Ori ei au fost într-o formă sau alta. Degeaba se laudă, se bate cu pumnii în piept câte unul. Votați pe băiatul, votați pe fata, avem programe minunate. Dar lumea nu mănâncă programe. Țara e o ruină ca după bombardament. Plecați, lăsați țara să respire. Sunteți niște infractori. Și mai devreme sau mai târziu, pușcăria mafioților, a cărei temelie eu am pus în 2006, a fost ideea mea, într-adevăr, se va construi și veți fi colegi, fie cu Bercea Mondialu, fie cu Omar Haisam și cu alții cu care ați mers la furat. Da, durdă, periculoasă, domnule Șerban Nicolae. Domnule Vadim Tudor, înainte de a continua dialogul cu dumneavoastră, aș vrea să vă arăt 2 clipuri foarte scurte de mobilizare a electoratului român la urne. 2 clipuri care mie mi-au plăcut și care vorbesc despre înaintașii noștri și despre 2 mari domnitori. Și aș vrea comentariul dumneavoastră despre cei 2. Unul este cu Mihai Viteazu, celălalt Ștefan cel Mare și ce s-ar fi întâmplat cu această țară.
cu strămoșii noștri, cu provinciile noastre istorice, în cazul în care, în momente de cumpănă, nu îi însoțeau răzeșii, nu îi însoțeau cei care credeau în țărișoare, că era Valahia, că era Moldova, nu credeau în România. Ce s-ar fi întâmplat cu țara asta? Haideți să vedem cele două clipuri de mobilizare la vot. Poate așa vă gândiți cât de importantă e prezența noastră la vot și ne întoarcem aici la jocuri de putere. Urmează domnul Corneliu Vadim Tudor. Sunt curios să aflu comentariul dânsului exact despre aceste două clipuri. Da, unde-i zrăzdeșea, proade? E, măria ta, au zis că aștelalții sunt oricum cu mult mai mulți, că n-are niciun rost. Dar bine, mă, dai soarta noastră în joc. Ai vrâncioaie unde-s? Păi și că aveau o nuntă, promiseseră la oameni aia. Și frații și deri? Au zis că măria ta știi că ei la fiecare sfârșit de săptămână se duc la munte. Dacă nici înaintașii nu s-ar fi prezentat în momentele de cumpănă, în ce limbă te mai pe el de vot? Vino la vot! Ce facem, Novace? Doar noi doi? Unde sunt vitejii mei? Mihai, vitejii au zis că nu se bagă noroi. Că dacă te bagi în noroi, n-ai cum să nu te murdărești. Păi și frații Buzești? Frații Buzești. Au zis că se declară scârbiți de tot ce se întâmplă. Și că oricum el sunt mai mulți. Ba, na, na. Dacă nici înaintașii nu s-ar fi prezentat în momentele de cumpănă, în ce limbă te mai pe el de vot? Vino la vot! Poate așa veți veni și dumneavoastră, dragi telespectatori, la vot. Domnule Corneliu Vadim Tudor, vor veni oamenii la vot? Românii sunt foarte dezamăgiți după 25 de ani de bajocură. Ei știu foarte bine că una au votat și alta a ieșit din urnă. Toate rezultatele alegerilor prezidențiale din 96 până acum au fost falsificate. În 96 a câștigat tot Ion Iliescu. A fost proclamat sub dicteul sau dictatul, mai curând, străinătății, Emil Constantinescu, care n-a știut să fure nici măcar țigări. Așa că n-a prea știut să fure alegerile din 2000. Dar le-a furat tot PSD-ul sau PDSR-ul atunci, pentru că eu am câștigat funcția de președinte și l-au instalat pentru a patra oară, pardon, pentru a treia oară, dar nu-i prea târziu să candideze și a patra oară pe Ion Iliescu. În 2004 n-a câștigat Traian Băsescu, a câștigat Adrian Năstase. A fost învingător la puncte, proclamat Traian Băsescu. În 2009 a câștigat Mircea Joan. A fost proclamat tot Traian Băsescu. Prin urmare, eu sunt stand pățit. Mie mi s-a furat funcția de președinte. Poate așa a vrut Dumnezeu. A vrut să mă ferească și pe mine de rele și țara de rele, pentru că nu eram de acord nici cu bombardarea în noaptea de Paști a Iugoslaviei, când au fost bombardate biserici, mănăstiri, schituri și chiar morminte, de-au ieșit morții din morminte și au fost omorâți a doua oară. Noi nu avem o educație civică, dragă Rareș Bogdan. Eu cunosc istoria interbelică. S-au furat și atunci alegerile. Erau bătăuși, angajați, vai de capul lor. Dar era excepția atunci. Acum este regula. Din păcate, la ora la care vorbim, se pregătesc cortegii de mașini, de autocare, scumpe, luxoase, zeci de mii de pachete de alimente, bani, sunt conscripții aproape militare, pe scară de bloc, pe cartiere. Deci lumea nu se duce la vot, e dusă la vot, a fost adusă în asemenea hal de sărăcie, că ar vota cu oricine. La român trebuie să le faci binele cu forța, spunea acum 100 de ani un politician francez. S-a vorbit de mămăligă aici. Păi când luăm mălai din Turcia, când noi suntem țara greului și a porumbului, iartă-mă, luăm mălai din Turcia. Nu știu cât ar trebui să fermenteze, ce drojdie ar trebui să fie, să micșorăm ciclicitatea revoltelor populare la români.
vorbeam cu o faimoasă directoare a Bibliotecii Americane din București și atașa cultural, Kiki Munshi, care e piele roșie, e Cherokee, dar e americană, o femeie remarcabilă. A învățat bine limba română și a dat doctoratul în cultura română. Și mi-e amică. Acum e în America. Și mă întreba atunci când am cunoscut acum 15 ani, domnul Vadim, noi am studiat la Departamentul de Stat. Care e frecvența revoltelor la popor român? În secolul 20 au fost numai două. 1907, 1989. Și am zis, dragă Kiki, între timp s-au comprimat și spațiile și timpii, pentru că orizontul de așteptare e tot mai redus și tot mai jos. Vreau numai două fraze să-mi permiți să vorbesc despre mândria de a fi români. E curată nerușinare, tinere procuror Victor Ponta și tinere spion Victor Ponta, să spui mândri că suntem români când tu joci ciardașul de gât pe mormântul României cu cea mai sinistră organizație teroristă, mai periculoasă decât Al-Qaeda, și e vorba de UDMR. Numai pentru faptul ăsta ar trebui să vă gândiți serios cum e posibil ca o organizație care nu e înscrisă ca partid să participe la alegeri de 25 de ani. Mi se spune că organizație culturală. Haideți să băgăm și Uniunea Scriitorilor și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor. Îmi spui mie de mândria de a fi român. De ce nu vii la o întâlnire cu mine? Te bag sub masă și mături pe jos ca ești o cârpă în fața poporului român. Ești un sclav al grupurilor de tip mafiot și de-aia te bag în față. Ca să fure în liniște. Și pe Klaus Iohannis la fel. Vreau să-l întreb un lucru. Dom'le, știi care sunt prioritățile date umanității de strămoșii noștri? Habar n-ai. Pentru că spuneai astăzi în direct la televizor, cine are urechi și ochi să audă. Păi de când auziți, mă, voi bipezi ăștia cu ochii, mă, băiete, ai gafa în sânge. Deci imnul Tedeum, Laudamus Domine, este scris de un proto-român, Niceta din Remeziana, în secolul IV. Cronologia, înainte de Hristos, după Hristos, e stabilită în secolul VI de Dionisie cel Mic, român. Cine a inventat stiloul? Brevet 1827 la Paris. Petrache Poenaru. Secretarul Tudor Vladimirescu. Cine a descoperit insulina? Nicolae Paulescu. Și nu i s-a dat premiul Nobel pentru că s-a luat de o anumită nație. Cine a creat cibernetica? Ștefan Odobleja. Cine a creat sonicitatea? Gogu Constantinescu, care în 1911 la Londra lucra împreună cu Marle Edison în laboratorul său. Cine a creat biospeologia? Emil Racoviță. O, ilustru din Clujul vostru. Cine a creat avionul cu reacție? Henri Coandă. În 1910 la Paris. Cine a creat efectul Coandă sau l-a teoretizat? Nu-i mai dau numele, că e conținut. Cine a creat efectul Procopiu? Știați că Nikola Tesla, genial, poate după Leonardo da Vinci, cel mai mare inventator, era român de-al nostru, Maica Tereza, premiul Nobel pentru pace, a româncă, George Emil Palade, premiul Nobel pentru medicină, român de-al nostru. Îmi spui mie de mândria de a fi român, tu care ești o paiață, o marionetă, ca și cu șăsălău ăla, care, domne, trebuie să-i desfaci dinții cu desfăcătorul de capace de bere. Tu ai văzut, ăsta nu știe câte litere are alfabetul latin. Mă, vrea să fie președintele României. Nu, bă, nu vă e rușine, bă. Nu m-ați uitat în oglindă. Noroc că mai sunt români în țara asta și numai peste noi veți trece. Și dacă unul din voi va câștiga prin fraudă alegerile, îi garantez că nu va rezista mai mult de un an. Da, sperăm să înțeleagă ce ne au. Este de mesajul domnului Vadim Tudor, sigur că nu, jignirile nu și-au locul. Care ce ne au? Laura Georgescu, care ne jură de mamă pe toți. De ce că nu vorbim noi elegant? Dar ce-i la gura ei nu se poate povesti? Da, imagini bombă în curând la Jocuri de Putere, de vom analiza cu cei patru candidați la prezidențiale. Imagini bombă
a fost convocat o celulă de criză astăzi, Remus Truică, fostul șef de cabinet a premierului Năstase, a convocat disperat o celulă de criză ca să mușamalizeze acuzațiile din afacerea Microsoft. La această celulă de criză au participat și alți inculpați din dosar, dar foarte important, inculpații colaboratori, inculpații care au început să toarne și sperând că vor scăpa. Faptul că ei colaborează cu procurorii e problema dânșilor, e treaba dânșilor, cum își văd viitorul, cum își văd prezentul. Până la urmă sunt delatori peste tot și au fost în România, au fost și la cei care s-au bătut în Munții Făgăraș și au fost, e o țară unde există delațiunea, face parte din... Horea a fost trădat de familia Trifi. Ei, dar e foarte important ca toți să plătească, chiar și cei care semnează zilnic delațiuni, de parcă ar fi în momentul ăsta mai ceva ca Sadoveanu în scriere. Haideți să pregătim imaginile cu cei care s-au întâlnit și să continuăm discuția noastră și să vedem cum această afacere Microsoft și cea care stă să izbucnească IADS va mișca scena publică și se va întâmpla ceva în ceea ce înseamnă stabilirea candidaților la aceste alegeri sau a celor care ajung în turul 2 la aceste alegeri, ajung în turul 2 la aceste alegeri prezidențiale. Domnule William Brânză, aș dori să aflu comentariul dumneavoastră. Haideți să vedem și imaginile bombă publicate de către colegii de la cancan.ro, Remus Truică în acest moment, întâlniri care au avut loc astăzi la orele prânzului. Sunt cei Dinu Pescariu, Remus Truică, Eugen Bejinariu, Aurel Radu, Gheorghe Stelian, întâlnire de taină, înregistrată însă, și iată că ei se înregistrează și între ei, asta este uluitor, adică se înregistrează cei care i-au înregistrat pe ceilalți, se înregistrează între ei să scape mai ușor. Întrebați voi, de unde are averea un șef de cabinet? Ce avere o fi avut Adrian Năstase dacă valetul lui era atât de bogat? Și sunt curios dacă Patricia Caș va veni la vorbitor. Vă rog, domnule Brânză. Vă rog. De ce spun eu? Încă stă în puterea noastră să le luăm puterea lor, pentru că această putere a lor este o putere decât o putere de gașcă. O putere care nu reprezintă nimic decât în sânul lor acolo, dar în schimb aceste elite, pentru că e așa se erigează, aceste elite economice se erigează în oameni care fac acte de binefacere, care dau drept de muncă tinerilor. De fapt, ce sunt? Sunt niște nimicuri. Sunt niște nimicuri de care trebuie să scăpăm. Nu îi cunosc prea bine pe acești distinși infractori. Infractori. Asta-i bună. Asta e pe... distinși infractori. Acești distinși infractori, da, care încearcă, da, să scape, dându-i pe alții. Se toarnă. Nu e așa că ai furat rupte. Se toarnă unii pe alții, pentru că acordul cu procurorul poate reduce... Poate funcționa eventual în reducerea pedepsei, poate, nu, dar poate nu reduce, anularea pedepsei. Nu. Poate reduce pedepsa. Mai dați imaginile, vă rog frumos, poate cu distinși infractori. Și atunci o să-i vedeți într-o întrecere socialistă, turnându-se unul pe altul, măcelărindu-se, pentru că una este să ai o pedepsă de 7-8 ani și alta este să ai o pedepsă de 5-6 ani de zile, sau depinde... Sunt curios dacă domnul Dinu Pescariu a purtat și acum tehnică de înregistrare, cum a făcut-o pe 19 septembrie, când s-a întâlnit cu Dorin Cocoș și l-a înregistrat, după ce timp de 12 ani au lucrat împreună, au luat baza, a luat baza de la baza unde are grupul ăla, Pescariu, sală de sport, piscină și așa mai departe. Dar apare la ea bani de nimic. Ion Ciriac. Apare rechinul pisic Ion Ciriac. Sunt curios să vedem dezvăluirea dosarului ADS care stă să izbucnească, se vorbește de nume grele, nume și mai mari. La temele iubitorilor de animale pentru masacru de la Dar știți că, dacă se introducea, dacă nu se întorcea guvernul în această seară, practic noi nu mai puteam vorbi despre dezvăluirile din dosarul ADS. Nici păi, dumneavoastră, nici noi, jurnaliștii. Toți lumii au făcut pușcărie, de la Iisus Hristos până la Nelson Mandela. Și cred că tu vei încheia glorios această listă. Vă mulțumesc frumos. Va avea grijă Victor Ponta, nu? Sau cei de la DICOT, DNA, în momentul când va ajunge președinte, ca să ne liniștească pe cei care ne permitem să criticăm pe oricine. Doamne, oricine ar fi la... să ajungă Victor Ponta
președinte. Ei, vă mulțumesc tuturor. Paris, vreau să vă strâng mâna și să vă doresc mult succes duminică, când sper ca și dumneavoastră și datorită noastră românii să vină la, vot, pentru că e foarte important să voteze în primul rând și să voteze ce cred dânsii. Să noi voteze încheiem, cu inima. Să voteze cu inima. Dăm voie să spun și eu, vă rog. Vadim la președinție, mafia la pușcărie. Da, vă mulțumesc tuturor, mult, mult succes duminică. Dumneavoastră aveți posibilitatea să alegeți și mai ales e foarte important să participați la vot. Încheiem cu Jos Cenzura, mâine seară, ora 22, Klaus Iohannis la Jocuri de Putere, ora 23.30, 10 jurnaliști de investigații despre marile dosare, atât cât mai putem vorbi și vom vorbi, acești oameni vor vorbi împreună cu mine. 10 jurnaliști de investigații, asta pentru a arăta ce ar fi pierdut România dacă ar fi adoptat această mizerie marca Șerban Nicolae. Iar mâine seară îi facem și un portret frumos domnului Șerban Nicolae, să aflați cine este omul care a promovat această lege mizerabilă la adresa libertății de exprimare. 22 Klaus Iohannis, 23.30, până târziu, după miezul nopții cu mult, 10 jurnaliști de investigații care vor vorbi despre șansa de a face jurnalist într-o Românie care își închide jurnaliștii și care închide în fiecare zi gura presei. Dacă nu o face economic, iată că o face prin legi periculoase pentru libertatea de exprimare. Vă mulțumesc, ne vedem mâine seară, 22 Jocuri de Putere. Jos